Madrid așadar stăpânește Europa încă o dată, un an în plus, un sezon în plus. Real Madrid stăpânește Europa și stăpânește fotbalul mondial. Câștigă UEFA Champions League trofeul cu numărul 14 pentru Real Madrid, pentru echipa lui Carlo Ancelotti, la capătul unui sezon, cel puțin jumătatea asta de primăvară, cu adevărat fabulos. La Eurofotbal suntem împreună cu Radu Paraschivescu, Ilie Dumitrescu, Gabi Balint și suntem împreună în partea de jos, o să vedeți numărul nostru de WhatsApp, să comentăm împreună o victorie. Spaniolii au o vorbă, nu știu dacă o știți, un diamansen la oficina, încă o zi la serviciu. Cam de serviciu, așa, victoria celor de la Real Madrid. Adică oamenii, asta înseamnă că oamenii n-au avut nevoie de ceva, s-au dus la serviciu și au făcut treaba. E deja contestată furtunos pe site-uri. E invocat și arbitrajul, sunt invocate multe lucruri. Arbitrajul? Oricum, da, mă rog, fiecare cu punctul lui de vedere. Oricum, până la pauză, eu m-am uitat în paralel pe Digi2, era o partidă de golf. Și eu n-am idee de golf, dar am pretenția că am înțeles mai mult din partida de golf decât din cea jucat Real până la pauză. Pentru că n-a jucat, de fapt, până la pauză. Scorul a fost, la un moment dat, 8-0 la șuturi. A venit golul acela, lata lui Benzema, care a fost singura fază a Realului până la pauză. Care i-a trezit. Care i-a trezit. După pauză, Real a început să joace, adevărat, profitând de o zi mai slabă a lui Liverpool, cu câțiva jucători care au fost ținuți la respect. Mă gândesc și la Diaz și la Jota. Carvajal a făcut, cred, meciul vieții. Întreaga apărare, de fapt, a funcționat foarte bine. Iar Courtois a fost excepțional, că ăsta este cuvântul. Și nu pentru prima dată. Despre Courtois o să vorbim. Da, deja a făcut un meci fabulos. A făcut un sezon fabulos, merită discutat separat despre Thibaut Courtois. Ilie, cum e cu Real Madrid ăsta care câștigă? Pe bandă rulantă? Un element esențial în câștigarea finalei. Progresul extraordinar făcut pe faza defensivă. Altă echipă în seara asta. Adică am văzut o linie de fund exactă cu un portar care a dat siguranță Courtois. Cred că este omul meciului, chiar dacă Vini Junior a marcat. Păi cu Casemiro, care a excelat pe faza defensivă, cu anumite probleme pe construcție. Deci, foarte multe greșeli la pase simple. Kroos, Modric, din punct de vedere fizic, cât au putut, au reușit să acopere foarte bine zonele. Valverde, un efort extraordinar cu Carvajal acolo în partea stângă, au făcut banda extraordinar. Aș vrea să remarci pe Vini Junior pentru efortul și pentru disciplina care a avut-o în această seară în fața lui Mendy. Mendy a avut un adversar super complicat pe Salah. Toate învăluile și tot aportul ăsta pe faza ofensivă a lui Arnold a fost topat acolo cu poziționarea lui Vini Junior. Urmă Benzema, un punct de sprijin în momentele astea mai puțin bune. În prima repriză echipa a suferit, dar din punctul meu de vedere s-a ridicat la un nivel foarte bun pe faza defensivă. Real a fost în meci, în prima repriză, exact, cum să spun eu, a fost în grafic. Pentru că intervine, este imposibil ca o echipă ca Real Madrid să nu-și creeze o situație sau două într-un meci, indiferent de adversar. Indiferent de valoarea adversarului, intervine și valoarea acestei echipe pe faza ofensivă. Deci, atât timp cât au fost în meci și a fost un meci echilibrat, orice acțiune și s-a văzut. Deci, progresia aia cu mingea la picior al lui Valverde, centrarea șutată, cum apare Vini, puțin. Da. Acolo, la centimetri. Vine, apare la finalizare și înscrie. De acolo am văzut al Real. Vreo 10-15 minute au fost câteva situații, chiar putea să închidă. Au avut două ocazii mari, la 1-0. Au fost situații bune pentru Real. Să nu uităm cele trei șuturi pe poarta ale lui Liverpool în primele minute, interval de 2 minute. Bun. Foarte periculoase. Acolo la caseta tehnică, într-adevăr, stăteau foarte bine în prima repriză. Până la pauză, ocazia Liverpool a dominat. Importantă, Eu recunosc că nu pledez că a făcut vreun joc, extraordinar. Dar, repet, ca să fii și să câștigi un meci cu Liverpool, trebuie să fii în meci cât mai mult. Apropo de chestia asta. Real a jucat, în primul rând, cu multă răbdare. A jucat cu o echipă mare. A știut că nu se poate lua la trântă cu Liverpool, pentru că erau mult mai rapizi, mai periculoși. Și atunci a încercat să închidă foarte bine spațiile, să nu le dea spații, să nu le dea oportunități. E adevărat că prima repriză au ajuns rar, dar de câte ori au ajuns? Au ajuns cu pericol. Adică, la Real, când vezi că atacă,
te aștept să fie fază de poartă, ocazie, gol. Dar la pauză a ajuns odată. Când, da, odată, dar a fost de ajuns ca să, să arate că e periculoasă. E pe adevărat. Când Liverpool a încercat, i-a scos din ritm. E adevărat. Pe cei de la Liverpool, de multe ori... E obligat să încetinească. Au încetinit tot timpul. Au jucat exact cum au dorit ei. Repriza a doua, e adevărat că și Real a ieșit mai mult. Am văzut un Liverpool care a început să cadă ușor, ușor, cu scurgerea timpului, chiar dacă a încercat pe final să mai introducă atacant, să facă, să forțeze, să pună presiune. N-a mai avut... jucătorii n-au mai avut prospețimele, resurse ca să poată să le pună probleme. N-au fost clare astăzi, nici Arnold n-a mai dat centrele perfecte cu care intervine și presiunea, știi? E presiunea și e presiunea rezultatului, apropo și de n-a mai trece fost timp. Dar mai e un aspect care e mai impresionant, domnule. La urmă, ai și jucători cum autoritate, chiar dacă n-au excelat la recuperare, nici Modric, nici Kroos, da? Sunt jucători care scot maxim de la fiecare acțiune, la fel și Benzema, au știut mai să țin de minge, mă uitam la Carvajal, de deci Carvajal și Mendy, deci da. Linia de fund a jucat la cel mai înalt nivel. Și pe urmă mută bine Ancelotti, că noi tot discutam în redacție, domnule, ăsta chiar nu mută, nu face, îl scoate pe Valverde, Valverde nu poate să joace în fața apărării. Și bagă pe Camavinga lângă Casemiro, întărește zona asta centrală, îl pune pe Modric în partea dreaptă, și bineînțeles că Kroos rămâne pe poziția lui și Vini Junior. Nu renunță la Kroos, vezi, care Kroos ne așteptam tot să fie prima schimbare, da. Dar până la urmă a ținut bine de mingea. A ținut. Până la urmă vrei să spun ceva? Ne-a demonstrat la toți că are experiență, simte, o pregătit foarte bine finala, simte jucătorii și până la urmă el a mers cu, nu știu, cu garda veche, ca să spun așa. Da, și interesant e cât poți trage de tine, tu, component al gărzii vechi, da? Și Modric, și Casemiro chiar, și Kroos, și Benzema, sunt printre veterani. Cu cei mai poți stimula? Garda nu se predă. Nu se predă, da. Partea cealaltă nu. De data asta nici nu moare. Ei, mie îmi place, stați un pic, mie îmi place, vreau să văd imaginea. Mie îmi place Tilibili, eu cred că repetă dimineața. Uitați-vă la Ceferin, cum prinde, cum dă el trup. S-a mutat. Cum dă medalie. Cum pune gura aia, zice, are un exercițiu, cred că și în somn o face pe asta. Știi ce m-a impresionat în seara asta? Nivelul de joc al lui Alaba pe fază defensivă. Apropo de la meciul ăla cu City în deplasare, cu Gabriel Jesus pe acolo și ce a făcut. Hai bine, în seara asta toată apărarea Madridului a fost colosală. În vreme ce el văd acum pe Salah, ce ziceți de Salah? Te întrebam, Gabi, ți-a aduce aminte? Mai nu cumva îl ia așa un pic, îl ia valul cu dorința aia de revanșă, neapărat. Da, nu, culmea e că n-am prea văzut-o așa, adică parcă toți au fost cu o viteză mai jos decât ne-a obișnuit înainte. Gabi, dar în condițiile astea au avut niște ocazii enorme. Au avut, adică și să nu uităm de Courtois, care a fost astăzi iar. Courtois a fost ocupat tot timpul. Numărul 1. Șutul ăla la colț lung al lui Salah. Vreo două. Și bine aia când a închis la scurt acolo. Dar ăla lung, ăla a mai fost una. Șase parade am scurt. Când căzuse semnalul. Și am văzut-o în altă parte. Și am văzut o ocazie colosală. O să vedem și noi. Da. Șase parade mari în tot meciul a avut. Nu ți s-a părut aia cea mai grea la colțul lung? Hai să mergem și la, Ionuț Angheluță și la... Tipul ăla de autoritate blândă pe care l-avea cu zeci de ani în urmă Del Bosque. De nu e un isteric, nu e un excesiv și este un om care gândește în permanență. Ori dacă ai calitățile astea, poți dispune de un lot cu care să te simți bine, chiar dacă acolo sunt mari jucători, candidați la Balonul de Aur, oameni care au luat ligă peste ligă. Ok, deci este Champions League, este trofeul lui, în primul rând, al lui Carlo Ancelotti. Păi nu poți să faci departajări de genul ăsta, dar fără un antrenor cu rutina, răbdarea, intuiția și dramul de șansă, până la urmă, pe care l-a avut Ancelotti, nu știu dacă victoria era posibilă. Noi vedem aici în reluare acea singură fază a Realului până la pauză. Și apropo de cei care invocau arbitrajul defavorabil lui Liverpool, aici la VAR s-a... Nu, că am citit comentarii. La VAR s-a invalidat golul Realului. A, decizia e un pic controversată. Putea cădea oricum. Ok, vine din deviere, dar devierea e făcută de un jucător al lui Liverpool. Nu e vine din... Să știi că speța asta cu Ancelotti, vorbim de
de un antrenor cu mare experiență, iar în seara asta, la modul cum a pregătit jocul contra celor de la Liverpool, să știi că multe mesaje am primit înainte de meci că Klopp va face diferența în duelul cu Ancelotti. Da, apropo de mesaje, scuze-mă puțin, am primit multe mesaje și primesc în continuare mesaje. Eu nu-mi cer scuze în numele nostru, în numele tuturor, pentru ceea ce s-a întâmplat pe acele minute de final, pentru vremea de afară de aici, de la noi, de la, de la București, pentru pierderea semnalului, că cei care nu sunt în București, poate nu știu, dar noi am primit mesajele alea. Alertele. Ne-a atenționat rău alertul, ne-a atenționat că o să fie probleme și uite că au fost probleme pe finalul partidei. Scuzele sunt ale noastre, vina nu. Dar până la urmă și la urmă oamenii la noi se uită și la, de la noi așteaptă, nu de la cei de la, de la Paris de acolo. Te rog, Ilie. Da, nu, apropo de, de aspectul ăsta, la modul că am primit foarte multe mesaje înainte de meci, că e un duel totuși în care Klopp va face diferență. Ancelotti a pregătit foarte bine jocul, în așa fel încât acolo unde a suferit echipa până în momentul de față, echipa a reacționat foarte bine. Nu știu, dar pe mine m-a impresionat modul cum au acoperit zonele, modul cum au gestionat momentele foarte bune de joc al lui Liverpool, pentru că începutul de joc a fost al lui Liverpool, clar, da? Și se vedea oarecare, să spun eu, dificultatea jucătorilor de la Real să iasă măcar din propria jumătate și să construiască sau să facă niște acțiuni consistente. Deci asta e arta de a merge pe cum să spun eu, pe scheletul și pe un nucleu important de jucători cu mare experiență. Deci asta știi cum e. E calitatea aia care nu au foarte mulți. Știi? Mergem pe ideea că duelul antrenorilor, Klopp, Ancelotti, a fost câștigat de Ancelotti. Da. Echipa a jucat exact cum e Ancelotti. Calm. Știind că va veni momentul în care va face o schimbare sau se va întâmpla ceva sau schimbă ceva tactic în echipă. Și așa și a și fost. Și cu apărare excelentă. Apărarea a fost toată la înălțime, chiar ne era teamă puțin de Militao. Primește gol Real Madrid. Este primul meci în această competiție de Champions League când nu primește gol în seara asta în finală. Da, și deci este primul meci, cred. A primit cu Sheriff Tiraspol. Și bătut. Ei, Sheriff Tiraspol a câștigat în sezonul ăsta în fața echipei care cu un buget nu foarte mare, apropo, că tu discutăm de, de modele de business și de buget, că ne trebuie vreo 40 de milioane să ajungi. Nu. Uite că s-a putut și cu 5-6 milioane, 7 cât au... Ancelotti a fost în seara asta, știu mai bine ce a vrut de la finala respectivă. Klopp, la un moment dat, sigur că a încercat să facă și schimbările pe care le-a făcut, să aducă un plus în ofensivă, dar... Nu a reușit prea mult. La un moment dat l-a trecut și pe Van Dijk, cum face el pe final, să forțeze vârf, adică la vârf, în atac. Și nu a reușit. L-a trimis și pe Firmino și pe Jota, pe iar, toată lumea. Ancelotti e antrenor, ce să mai... El vezi, nu exagerează când să bucure așa, să facă tot felul de mai mulțări pe margine pe acolo. E calm tot timpul, știe când să bucure, cum să se bucure. Și când a avut probleme, când a luat și bătaia cu 4-0 de la Barcelona acasă. Adică omul a știut, tot timpul a avut un calm, s-a gândit imediat la meciul următor. Unde să fi greșit cine? Unde să fi greșit Klopp? Că știți cum e, dacă a pierdut echipa, ok, adică e și responsabilitatea antrenorului aici. Clar. Este, până la urmă, într-un duel de-asta tactic, intervine și exprimarea jucătorilor acolo în ultimii 20 de minute, aproape. Pentru că Mane a avut o acțiune, Salah a încercat foarte mult. Uite, de exemplu, duelul ăsta, unul contra unul, lui Diaz cu Carvajal. Păi eu n-a trecut o singură dată de Carvajal în seara asta. Că Mane între cei doi fundași centrali, între Militao și Alaba, foarte greu, foarte complicat. Când a scos Courtois, când a atins-o. Șutul ăla. Da. Adică și la Salah. Salah a fost activ, să știi. Salah a avut mai multe ocazii. Foarte mult Salah în seara asta, dar până la urmă a dat de... Când reușea să-și facă, cum să spun eu, să scape de baraj sau de blocajul jucătorilor de la Real Madrid, apărea Courtois.
Părea Curtoa și intra în rol Curtoa, deci până la urmă știi cum e. Nu, și Carvajal a provocat înlocuirea lui Diaz, cu Jota, care n-a fost nici el la superlativ. Nu, și, da. Și Carvajal a jucat... Mane, în stânga, da, a jucat, da, cu Firmino, da. A forțat Klopp. A forțat cu Mane, cu Firmino, a trecut în 4-4-2, până la urmă l-a, l-a vorba, apropo de ce a remarcat și Gabi, că l-a trimis pe ultimele minute de joc și pe, și Van, Dijk. Pe Van Dijk în față. Liverpool, dacă rezultat nu mare. Joacă pe contre, dacă nu îi ofer spații greu, pentru că ei la, în atacurile poziționale greșesc mult. Ai văzut că o aduc în fața careului, apoi ultima pasă. Păi asta, vă aduceți aminte că discutam noi e că e foarte nu greu să desfaci o apărare care se apără jos. Adică pentru jocul ăsta lui cineva Liverpool. Cineva spune că unde a greșit Liverpool, i-a respectat prea mult pe cei de la Real Madrid. Și poate că aici a greșit și Jurgen Klopp, că n-a putut să-i motiveze, să le scoată din capii de astea. E o explicație plauzibilă. Eu mi-aduc aminte de Carlo, we're waiting. We're coming. Da? Asta nu e o formă de respect vecin cu venerația. E o ironie foarte frumoasă și este o probă de încredere în sine. Pentru că, Liverpool e echipă de încredere. Cu Mike Tyson, păi, da. Urmează să mă întâlnesc cu Mike Tyson, îi spun și eu, Mike, ai grijă că vin, vin, știi cum sunt, vin da. Tare. Și când îl văd, stai, că nu mai vin. Da. Parcă aș pleca. Îl bați de pe o mare. Da. Vă aduceți aminte că v-am zis, mie mi s-a părut la începutul meciului, în momentul la început, în partea de început, în prima parte de Eurofotbal, când echipele au ieșit și am prins momentele, mie mi s-a părut, în vreme ce madrilenii erau conștienți de ceea ce reprezintă, mie cei de la Liverpool mi s-au părut ușor stresați, așa, un pic angoasați. Mie, Alisson mi s-a părut stresat. El a făcut până și la pauză vreo două, trei lucruri pe care de obicei nu le face. Păi că Salah în prima repriză n-a jucat mare lucru și Mane a încercat, da, multe de unul singur, un pic... Ok, Thiago Alcantara, să zicem că poate că a avut problemele lui și n-a fost bine așa. A fost în prima repriză, a fost sigur că de ce mai bun în zona centrală. Ne-am fi așteptat la mai mult de la finala asta, adică la vreun 3-3, 2-2 cu goluri, cu faze. Eu mă așteptam la o finală cu goluri. Eu mă așteptam la o finală cu goluri. Ceea ce nici eu nu mă așteptam la finală. Eu ți-am spus înainte de meci să avem ceea ce nu se poate avea, un entuziasm ponderat, pentru că nu o să fie festival și n-a fost festival. De goluri. Meciul n-a fost urât. A fost monolog până la pauză, monolog Liverpool. Și pe urmă a început și Real să joace. Dar nu cred că... Și centrare. Da, Jurgen Klopp a greșit ceva neapărat. Nu cred că a greșit abordarea, nu cred că e vorba de respect excesiv. Pur și simplu, câteodată nu-ți merge. Și englezii au o expresie, a spanner in the works. Adică arunci ceva, o chestie în roata de la bicicletă și o blochezi. Asta s-a întâmplat și piesa aia aruncată în roata de la bicicletă a fost, de fapt, felul în care Real a înghețat și a încetinit jocul. Și pe lui și pe adversar. Vrea să dea pasă aici pe de Valverde? Nu este centra aici, a șut la colțul lumei. El dă la poartă și o lovește prost. Exact, și mi-mi pare că vrea să dea la poartă. Nu se gândește la Vinicius el. Dar Vini Junior, ce feeling. A urmărit, perfect. Ce feeling extraordinar să apară. Liverpool. Uite, ăsta e șutul care... Nu, e ăsta. Ăsta l-am văzut. Ăsta l-am văzut. Liverpool în toate cele trei finale pe care le-a jucat anul ăsta, da? Cele din Anglia și Champions League, n-a marcat. Da. Trei finale 0-0. Mm-hmm. Adică 0-0. Zero goluri. Că cu Chelsea s-a terminat 0-0 de două ori și au intrat în prelungiri și penaltiuri. Astăzi... Bine, hai să vedem că vedea la ba, pleacă de la Bayern, vine la Real și câștigă Champions League. Da, să vorbim de ce spuneai tu de hai de că Courtois, l-am văzut pe Timo. Hai să vă arăt o statistică, dacă e incredibil. Dacă au colegii mei statistica pe care o găsisem eu înainte de finalul meciului. Nu cred că poți să-i dai balon de aur lui Courtois. Cu tot respectul și eu am fost impresionat de... A fost prea bun și Benzema. Deci nou record în finală, nou record în sezonul parade. 2021-2022. Nou record de parade, de intervenții. Bine, deci, încă o dată, vă întreb așa ceea ce am întrebat, întreb pe toată lumea, ceea ce am întrebat și aici în studio. A fost mai bun Benzema decât Courtois în meciul ăsta? Nu. A fost mai bun Benzema decât Courtois în dubla manșă cu Manchester City? Nu.
dar sunt două meciuri. Bun, a fost mai bun, a fost mai, nu, nu că mai bun, sunat, mai important. Nu, el vrea. Păi da, tu analizezi două meciuri, dar a fost un sezon întreg în care Benzema a înscris și a dat și pase de gol cele mai multe. Cu City, cine i-a ținut în viață pe Sony? La 2-0 și la tot. Cine i-a ținut în viață pe City? Pe Real Madrid, la meci cu City. Benzema. Și deci Benzema, dacă... Uite imaginea asta, păi, cu ce-mi place. Prima dată am crezut că e domnul de la Steaua jos acolo. Ne-am și speriat. Am crezut că e domnul Talpan acolo, unde are, pe aia ne-am dat seama. Mircea Lucescu, Ion Țiriac, Ronaldo. Au fost și noi, reprezentați. Au mai fost destul. Au mai fost ceva rog acolo. Da, a fost foarte mult. Deci, vorbesc de reprezentare așa la... Pe asta spun, că dacă mi-aduc aminte de o fază, Foden dă pe lângă poartă, fără reacție. Deci, adică vreau să... Că e aiurea să facem... adică să analizăm și să comparăm care a fost. El și-a făcut foarte bine treaba acolo, dar în momentele cele mai importante, decisive, de ori psihologic, a intervenit Benzema. Și de ce n-a intervenit și Courtois? Cum? Adică, sigur că... Păi e... la 2-0, dacă Mahrez dă pe lângă poartă, urmă Foden dă pe lângă poartă și nu joacă unde trebuie. Deci n-a mai fost intervenția. Stai, că la 2-0... La 1-0 se putea face 2-0. Asta la 1-0 pentru City. Nu, la 2-0 pentru City. N-a fost 2-0 pentru City niciodată. Nu, tur. Nu. Cum? 2-0 pentru City în tur. De tur. Eu vorbesc de retur. Păi da. La 1-0 pentru City în retur, dacă dă gol... Atunci ocazia... Cum îi cheamă pe Playboy, zic? Grealish. Scoate Courtois. Dar, doamne, ăla e momentul lui Courtois. Păi... Da, da. Se face 2-0. Și Benzema, atingerea acolo înaintea lui... Jucătorul meciului e Courtois, asta... Clar. Să confirm acum. Da, nu, dar s-a confirmat de la început. S-a și văzut că l-a trimis Benzema să ia primul. E limpede asta. E o mare întrebare. Sigur că e foarte greu să dai balonul de aur. Sunt niște criterii afective care ar putea fi puse în joc. Sigur, Benzema a fost decisiv și a contribuit enorm și la câștigarea campionatului, numai a ligii. La Courtois, știi care e criteriul afectiv pentru mine, ca suporter? Felul, reticența cu care el a fost primit. Eu mi-aduc aminte de reacțiile publicului și al opiniei publice. Păi făceam și noi statistici pe aici. Avea, nu știu câte, nu atingea mingile, nu le vedea. Nu, da, și era... Refrenul era, ni l-ați luat pe Keylor. Da. Asta se spunea, ni l-ați luat pe Keylor. Ce faceți? Ne-ați adus... Nu erau mulțumiți. Ne-ați adus cocostârcul ăsta. Singurul care a crezut în el a fost și Zidane, nu prea la... Da. Deci singurul măcar... care l-a adus și, mă rog, a fost Perez, Tino Perez, care a ținut foarte bine. Măcar pentru asta, el ar merita ca revanșă, nu știu de ce tip, afectiv, să zicem. Dar e greu să departajezi aici, adică la un moment dat se poate el are câteva meciuri cu niște parade incredibile, câteva, adică dacă le analizezi pe toate. Pe când Benzema totuși a marcat atâtea goluri, e greu să-i dai. Da, de la Iași încoace, nu știu dacă a mai primit un portar. Da, și cineva mă întreabă... Asta e un lucru pozitiv să poți să pui, știi, să analizezi două persoane din aceeași echipă care trebuie să câștige ceva, deci înseamnă că... E, sigur. Cineva mă întreabă de ce a luat Marcelo, de ce a primit Marcelo. Pentru că Marcelo e capitanul echipei, chiar dacă l-a jucat. Marcelo este capitanul echipei. E unul dintre capitanii. Nu, e capitanul numărul 1. E nu unul, dar nu joacă, va fi al doilea. Și că-s 4, e aleg 4 tot timpul. Aleg 4, da. El e capitanul, capitan primero. Da. El, și el primește. Era, dacă nu era în lot, dacă era în tribună, nu avea cum să zboare, dar altfel a coborât. Bine, ne întoarcem și mai comentăm puțin înainte de final, apoi o să vă spun și ce vă pregătim în viitorul ăsta, repede, repede, că vă gândiți că intrăm în vacanță? Ei bine, nu. Ne întoarcem imediat.